Primarul Ion Lungu a fost la începutul acestei săptămâni la București pentru a purta mai multe discuții pe la diverse ministere. De la ministrul administrației și internelor, Gabriel Berca, Ion Lungu a cerut 100 de miliarde de lei vechi pentru a plăti cărbunele pentru Termica Suceava. Am fost asigurat că în maxim o săptămână vom primi o sumă de bani, sper să fie o sumă cât mai consistentă, în așa fel încât să mai putem plăti cărbunele care este în port, să putem ieși din această iarnă și de ce nu să punem bazele unei strategii pe iarna viitoare. Aștept, am înțeles că în ședința de guvern de marța viitoare se va întâmpla acest lucru, deci așteptăm să vedem ce sumă ni se va repartiza și sper cu această sumă să putem să aducem întreaga cantitate de cărbune necesară pentru această iarnă. Noi am cerut 100 de miliarde, dar sigur că nu o să-mi dea 100 de miliarde. Ion Lungu a asigurat din nou populația că nu va suferi de frig în case până la sfârșitul iernii și că va avea apă caldă la robinete.